În perioada menționată au fost executate lucrări în teren pentru soluționarea 11 sesizări primite de la cetățeni și instituții publice. Au fost verificate 8 lucrări de construcții realizate fără autorizație. Beneficiarii și cei care le-au realizat au fost sancționați contravențional potrivit legii numărul 50/1991 republicată cu amenzi în valoare de 16.000 de lei. Pe linia disciplinei în construcții și afișajului stradal am avut mai multe situații când diferite persoane fizice sau juridice au trecut la renovarea, la ridicarea din temelie a unor construcții fără a avea autorizație de construire. În conformitate cu prevederile legii 50/1991 republicată, vreau să le aduc la cunoștință concetățenilor noștri că trebuie să existe acest document, autorizația de construire. În situația în care se execută o construcție fără a exista acest document, sunt pasibili de pedeapsă. Direcția Poliția Locală Târgu Mureș a mai fost sesizată de agenții Biroului Control Comercial cu privire la verificările făcute pe latura alimentației publice, dar nu în ultimul rând au existat persoane care au tulburat liniștea publică prin comportament necorespunzător. Am mai avut și alte aspecte negative constatate pe linia afișajului stradal, a controlului comercial cu precădere la comercianții care dețin terase. Au început să lucreze terasele în forță, să spun așa, unele dintre ele neavând documentele necesare, aprobările și autorizațiile necesare, sens în care și acolo am aplicat sancțiuni ca atare și am dispus la unele dintre ele întreruperea activității până la intrarea în legalitate. Am mai avut probleme pe linia ordinii publice cu persoane care sub influența băuturilor alcoolice au produs perturbări ale ordinii și liniștii publice și am aplicat mai multe sancțiuni pe această linie. De asemenea, 4 cetățeni străini, printre care un suedez, un german, un canadian, au distrus ceasul floral în cursul zilei de ieri. Am luat măsuri de sancționare asupra lor, au fost invitați astăzi la sediu, având reședința în Târgu Mureș, 2 dintre ei. În scopul păstrării curățeniei în municipiu și a prevenirii unor situații neplăcute, cetățenii sunt rugați să sesizeze Direcția Poliția Locală Târgu Mureș.